Iată titlurile acestei ediții. Administratorul unei companii șantajat și amenințat cu moartea, banii estorcați de către suspect mergeau în fondul unei organizații criminale. Momente de coșmar pentru angajata și vizitatorii unei farmacii din capitală. Un individ a intrat în sediu manifestând un comportament inadecvat și amenințând oamenii cu un cuțit. Un medic obstetrician din Ungheni a fost condamnat pentru malpraxis. Greșeala s-a adus la pierderea capacității de reproducere a victimei. Accident rutier grav în fața Parlamentului Republicii Moldova. Unul din șoferii implicați, dar și pasagera din mașina lui, au avut nevoie de ajutor medical. Administratorul unei companii de la noi ar fi fost șantajat și amenințat cu moartea. Banii estorcați de către suspect mergeau în fondul unei organizații criminale. Victima, în vârstă de 47 de ani, s-a adresat la poliție, iar oamenii lege au reușit să rețină bănuitul la scurt timp. El s-a dovedit a fi un chișinăuian în vârstă de 23 de ani. În cadrul anchetei s-a constatat că acesta l-ar fi racolat pe rețelele sociale pe un administrator de companie care se ocupa cu perfectarea actelor românești, pe care a început să-l amenințe cu răspândirea unor informații defăimătoare despre acesta, dar și despre personalul companiei prin publicarea unor secvențe video în mediul online. În total, el ar fi estorcat 10.000 de euro, bani destinați unei organizații criminale. Eu ți-am zis să dau rublu la opțiac. Știu eu cu ea, am eu oameni serioși. Pentru păstupul tău, eu am reușit să dau o desiatcă de euro la opțiac. Și să s-o dau așa, să știi. Și acela eu nu ți-l dau obținic, ți-am zis că are ștete sistem. Sunt niște oameni serioși care eu, strogă, le dau rublu. Bănuitul, văzând că nu poate să-și convingă victima prin șantaj, solicita în mod violent transmiterea sumelor de bani, amenințând bărbatul cu violență fizică și chiar cu moartea. Последний черт! Я же прихватишь туда этот базар. Чини ешь, вообще по жизни позволишь санскриту не шася. И же склад девят, скапу, а садай ты эти айши. Чини свист, ремовим вор, тащись. Când ai șovi om serios, vii să te taie pe gurcit, că te unească și vrei. Vrei să, nu știu, să te vezi cum te iei, te bagă într-un grătar acolo. Știi? În dimineața de 7 iunie, polițiștii și procurorii, cu suportul mascaților de la Fulger, au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, de unde au ridicat tehnică de calcul destinată transferurilor criptomonetare, dar și carduri bancare. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar conform legii penale în vigoare, riscă până la 7 ani de pușcărie. Momente de coșmar pentru angajata și vizitatorii unei farmacii din capitală. Un individ a intrat în sediu manifestând un comportament inadecvat și amenințând oamenii cu un cuțit. Totul a avut loc în a doua parte a zilei de 5 iunie pe strada Eugen Coca din sectorul Buiucani. Din fericire, farmacista a reușit să tasteze butonul de alarmă, iar în numai câteva minute la fața locului au intervenit agenții de securitate contractați de farmacie. Aceștia au imobilizat individul și au chemat poliția la fața locului. За что вы меня арестовали? Я девятку с мэром. Где второй нож? Нож? Сын, да. Какой нож? У меня один нож. Сказал, что у тебя есть еще один. Один нож у меня. Вот один нож. Вот. Успокойся. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat că oamenii legii au reușit să stabilească identitatea bărbatului. Este vorba despre un chișinăuian în vârstă de 40 de ani. Deocamdată nu se cunoaște cu ce scop a intrat acesta înarmat în farmacie și pentru ce amenința oamenii de acolo. El este în prezent cercetat contravențional pentru huliganism nu prea grav. Beție criminale. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, care a dus la decesul victimei. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis ca acesta să-și petreacă următorii 9 ani într-un penitenciar de tip închis. Conform învinuirii înaintate de către procurori, totul s-a petrecut în ziua de 1 martie, la demisolul unui bloc locativ din orașul Cricova. Bănuitul ar fi consumat alcool împreună cu victima în vârstă de 41 de ani, iar la un moment dat, așa cum se întâmplă deseori, între ei s-a iscat un conflict.
Orbit de furie, suspectul i-ar fi aplicat victimei două lovituri cu un cuțit găsit pe masă. În urma traumatismelor primite, bărbatul a murit la fața locului. În cadrul anchetei, inculpatul și-ar fi recunoscut vina integral, beneficiind de reducerea limitelor pedepsei penale. Sentința nu este una definitivă și poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău. Un tânăr din Hâncești riscă să-și petreacă următorii 20 de ani după gratii, fiind acuzat de exploatarea sexuală a unei fete de 13 ani din Bâlți. Potrivit procurorilor, totul a început în luna aprilie 2022. Bănuitul, în complicitate cu o tânără care avea atunci 17 ani, ar fi recrutat minora, pe care inițial ar fi adăpostit-o și apoi ar fi exploatat-o sexual în scop comercial într-un apartament închiriat în Chișinău. Cei doi suspecți ar fi luat toți banii de pe urma activității sexuale a minorii, oferindu-i acesteia doar bani pentru produse alimentare. După două luni de exploatare sexuală, fata a fugit din apartamentul închiriat, după care a denunțat cazul la poliție. Între timp, tânărul bănuit în dosar a reușit să fugă în Germania, însă a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău în momentul în care s-a întors în țară. În ceea ce privește tânăra complice, oamenii legii au stabilit că aceasta se află în Federația Rusă și respectiv a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit codului penal, ambii riscă până la 20 de ani de pușcărie pentru trafic de copii. Minora exploatată sexual se află la moment în grija bunicii sale, după ce anterior a beneficiat de consiliere psihologică. Victima a solicitat de la învinuit suma de 27.000 de lei pe care acesta și i-ar fi însușit în baza activității ei sexuale. La 19 ani, suspectați că ar fi hoți și deținători de arme și cartușe, doi tineri au ajuns în vizorul poliției din Criuleni bănuiți de furt. Mai mult, acasă la unul dintre ei a fost depistat un adevărat arsenal de arme și muniții deținute ilegal. Polițiștii și procurorii din Criuleni au percheziționat casa adolescentului în raionul Orhei în cadrul unui dosar penal în care el, dar și un amic de al său de aceeași vârstă, sunt bănuiți că în luna aprilie au pătruns pe un teritoriu privat din satul Mășcăuți, raionul Criuleni, de unde au sustras mai multe bunuri, dar și 5 camere de supraveghere video din curtea unde erau montate. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 35.000 de lei. În rezultatul perchezițiilor au fost depistate și ridicate o parte din bunurile sustrase, dar și o armă confecționată artizanal, o altă armă cu țeavă lisă, 76 de cartușe, dar și alte utilaje destinate pentru întreținerea sau utilizarea armelor de foc. Audiat de polițiști, tânărul nu a putut explica proveniența și nici scopul armelor deținute ilegal, urmând să fie sancționat conform legii pentru păstrarea armelor neînregistrate în modul stabilit și fără acte de proveniență. Totodată, el și amicul său sunt cercetați penal pentru furt, riscând să-și petreacă următorii 4 ani după gratii. O femeie ce activa în calitate de medic obstetrician ginecolog de la o maternitate din Ungheni a fost condamnată la 2 ani de pușcărie cu suspendare pentru malpraxis. Și asta după ce procurorii au reușit să demonstreze că în data de 18 martie 2020, inculpata ar fi luat o decizie greșită în timpul primirii unei nașteri prin aplicarea ventuzei, fiind efectuate câteva tracțiuni în acest sens, fapt care s-a soldat cu traumarea căilor de naștere și ale fătului, ulterior complicată cu hemoragia din perioada postnatală și șoc hemoragic grav. Drept consecință, a doua zi, mama a fost supusă unei intervenții chirurgicale în cadrul căreia a fost înlăturat uterul și colul uterin, fapt ce a dus la pierderea capacității de reproducere a victimei. Pe toată durata anchetei, medicul a pledat nevinovat. Pe lângă cei 2 ani suspendați de detenție, instanța mai dispus încasarea din contul inculpatei în scopul reparării prejudiciului moral și material cauzat prin infracțiune, precum și a compensării cheltuielilor de judecată a sumei totale de 64.000 de lei. Accident violent în centrul capitalei. Două automobile s-au tamponat în plin, unul din ele fiind proiectat pe trotuar. Totul a avut loc în seara de 6 iunie după ora 22 la intersecția dintre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Maria Cebotari, chiar în fața Parlamentului Republicii Moldova. În imagini se poate observa că una dintre mașini are partea din față distrusă, celălalt vehicul este cu partea laterală dreaptă boțită de-a binelea. La fața locului au intervenit polițiștii care au documentat circumstanțele
cazului. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati, mașina lovită lateral era condusă de un șofer de 62 de ani, iar la volanul automobilului, care a rămas fără bară de protecție, se afla un bărbat de 33 de ani. Deși inițial persoanele implicate în accident ar fi spus că nu au o nevoie de ajutor medical, ulterior șoferul de 52 de ani și pasagera din vehiculul său de 32 de ani s-au adresat la spital pentru consultații. Pe caz a fost inițiată o anchetă în stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și pentru a constata care dintre șoferi se face vinovat. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt. Percheziți în raionul Briceni, procurorii și polițiștii de frontieră au destructurat un grup infracțional specializat în organizarea migrației ilegale. Persoanele implicate aveau roluri bine determinate și reușeau să organizeze transportarea, intrarea și șederea cetățenilor ucraineni în Republica Moldova. Din declarațiile ucrainenilor căzuți în plasa grupului criminal s-a stabilit că victimele ar fi achitat sume de circa 3.500 de euro pentru a putea ajunge pe teritoriul țării noastre. Polițiștii de frontieră au reușit să le rețină pe unul din membrii grupării, de la care au ridicat mijloace financiare și alte obiecte care vor servi în calitate de probe în dosar. Celelalte persoane implicate urmează a fi depistate de polițiști. Un ucrainean anunțat în căutare internațională pentru comiterea mai multor infracțiuni a fost reținut pe teritoriul țării noastre. Acesta a fost identificat de către inspectorii pentru migrație pe teritoriul municipiului Comrat. Potrivit oamenilor legii, străinul fusese anunțat în căutare internațională de către organele de drept ale Statelor Unite ale Americii pentru infracțiuni de răpire a unei persoane și șantaj. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore în vederea inițierii procedurii de extrădare. Amintim că de la începutul acestui an și până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova au fost reținuți 24 de cetățeni aflați în căutare locale sau internaționale. Viteza și alcoolul, cei mai mari dușmani ai șoferilor. În ultimele 24 de ore, polițiștii au prins 16 conducători auto în stare de ebrietate la volan, dar și peste 870 de șoferi care nu au respectat limita de viteză. Unul din ei, de 37 de ani, a fost prins în satul Bilicenii Vechi din raionul Sângerei, deplasându-se cu 176 de km la oră, depășind limita cu 86 de km. Iar o șoferiță de 38 de ani, locuitoare a satului Cotujeni, raionul Briceni, se deplasa cu viteză de 144 de km la oră. În ceea ce ține de alcool, din totalul cazurilor, două au avut loc pe teritoriul raionului Orhei. Un motociclist de 26 de ani a fost prins cu o concentrație de alcool de 1,07 mg pe litru, deplasându-se prin satul Stepsoci. Iar un conducător de motocultor se deplasa prin localitatea Chiperceni, având o concentrație de alcool de 0,99 mg pe litru în aerul expirat. Vehiculele celor doi, ca și restul autoturismelor, au fost duse la parcări speciale. Tot mai multe cazuri de transport ilegal al mărfurilor înregistrează ofițerii vamali. Recent, membrii unei echipe mobile au oprit un vehicul în apropierea satului Frumușica, raionul Fălești, condus de un moldovean de 38 de ani care transporta coletene însoțite. În urma verificărilor s-au depistat un panou solar pentru apă caldă, 350 de metri de cablu electric, un furtun din metal gofrat de 20 de metri, un panou electric și un bloc de sub apă pentru care șoferul nu deținea niciun document. Forțele de ordine presupun că marfa ar fi fost introdusă ilegal în țară. Un alt caz a avut loc la Vama Tudora, acolo, într-un camion condus de un bărbat de 48 de ani ce transporta mărfuri din Ucraina în adresa unui agent economic de la noi, au fost depistate produse cosmetice și de igienă, dar și un filtru de apă nedeclarate organului vamal. În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar cercetările continuă. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.